Așa. Una. Doi. Doi. Trei. In het dorp Bozini staat een van de 30 dagcentra die Youth for Christ samen met de plaatselijke kerken opzet in Moldavië. Met weinig geld weten betrokken christenen veel te verbeteren in het leven van kinderen. Moldova, the poorest country in Europe, confronting with many problems, economical, spiritual, intellectual and so on. Children become often the victim of this situation, economical situation. They live in a poor situation. They become victims of the abuse because of the alcohol, because of the poorest situation at home. And the Youth of Christ want to help these children, want to offer them another chance, a second chance, and to help them to improve their situation and to escape from the this circle of poverty. And we have a beautiful project which we start and we implement. This is day center where the children after the school can come, can have a warm meal and also can have a really interesting and fine time together. Lucian este un băiețel de 7 anișori care vine la grupul nostru de copii de un an și ceva. El vine dintr-o familie social vulnerabilă. Mămica lui până la moment nu a avut un loc stabil de muncă. Acum de curând a început să lucreze ca să poată cât de cât să întrețină familia. Mai are o surioară mai micuță. Familia este într-o stare foarte grea din cauza că în casă nu au condiții, nu au un WC, nu au un loc de baie, nu au hrană la timp să se alimenteze mai bine. Venind în satul Băzieni, am văzut acești copii, starea lor socială, starea lor sufletească și nu am putut să rămân indiferentă de faptul în ce stare sunt acești copii. Am vrut să le ofer dragostea mea, prietenia mea, un ajutor, un prieten care să fie lângă ei, să poată să comunice, să vorbească. De ce am ales să fac acest voluntariat? Să mă implic în viața copiilor, cu ceea ce pot eu să ajut, să îi ascult atunci când ei au nevoie, să îi iubesc, să le ofer dragostea mea, ceea ce poate ei au lipsă acasă, să le ofer o educație. Dankzij jouw steun aan Kerk in Actie kan Youth for Christ ruim 30 kerken in Moldavië helpen om kinderen zoals Lucien op te vangen in een dagcentrum.